Fondurile europene reprezintă singura scăpare a tinerilor șomeri din România, este de părere europarlamentarul Ramona Mănescu. Aceasta consideră că România ocupă printre primele locuri în topul celor mai ridicate rate ale șomajului, lucru ce nu face decât să îngrijoreze Uniunea Europeană. Trebuie să încurajăm dezvoltarea spiritului antreprenorial al tinerilor, element cheie pentru creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă, a precizat Mănescu. Europarlamentarul PNL a mai susținut că este nevoie de o ofertă educațională care să poată fi adaptată cât mai bine cerințelor reale ale pieței forței de muncă. Potrivit Comisiei Europene, rata șomajului din România va crește ușor în anul 2009, iar cei mai afectați vor fi tinerii.